Depresia și demența, afecțiuni nu doar frecvente, dar și cu legătură între ele, reprezintă punctul de interes al specialiștilor de la Centrul Memoriei Timișoara, cu scopul de a conștientiza populația că aceste boli există și că depistarea lor precoce înseamnă o viață mai bună. Specialiștii de la Centrul Memoriei au oferit timp de 3 zile în luna Alzheimer testări gratuite pentru depresie și memorie. Toți cei interesați să afle răspuns la starea lor de sănătate au putut beneficia de sfaturile specialiștilor. Reluăm ca în fiecare an testările de memorie în numele unei zile foarte importante, care a devenit între timp lună, Luna Mondială a Alzheimer. Și atunci noi ne reluăm în favoarea acestei zile un număr de acțiuni care s-a demonstrat a fi nevoie să fie mai multe și mai expandate, așa încât am făcut 3 zile din o zi și așa încât vom face testări de memorie și am cuplat principalul factor de risc psihiatric, depresia. Și atunci testăm depresia și testăm memoria populației. Sunt testări, nu sunt consultații. Tocmai aici și ideea. Nu extindem pe consultație, pentru că o consultație ar dura o oră și atunci eficacitatea noastră ar fi foarte mică. O zi nu are multe ore. Și atunci testăm. O testare durează în mod normal 10-20 de minute în funcție de rapiditatea persoanei care răspunde. Dăm un rezultat prezumtiv, îl trimitem la medicul de familie, țintit, și apoi medicului de familie îi cerem un feedback, în sensul că o scrisoare medicală trebuie să aducă după ea o trimitere pentru investigații suplimentare. Și în momentul în care avem acea trimitere, putem să ne permitem să lărgim paleta de investigații și să facem mai mult. În cazul depresiei, o consultație amănunțită, că așa e depresia, este o boală amănunțită, iar în cazul unei posibile demențe, imagistică cerebrală și alte teste mai profunde și așa mai departe. Scopul e dublu. În primul rând, conștientizarea faptului că demența există și poate afecta pe oricine, indiferent cât de frică ne este să acceptăm, creierul nostru ne guvernează și în momentul în care se strică, s-a stricat și funcțiile noastre vor fi din ce în ce mai reduse și mai puțin eficace pentru a trăi în lumea aceasta. Și doi, depistarea precoce. Depistarea precoce a demenței într-un stadiu cât mai tratabil posibil, având în vedere că se știe că tratamentul e simptomatic în demență, nu există medicație eficace ca să vindecăm demența, există doar medicație care poate să lungească evoluția acestei afecțiuni. Cei care nu au aflat la timp despre acțiune sau nu au reușit să ajungă, trebuie să știe că aceste testări vor fi repetate și în lunile următoare.